Domnule Valeriu Mateu, sunteți în calitatea dumneavoastră de director al centrului al Institutului Cultural Român din Chișinău, co-organizator al acestui eveniment prezentat în seara aceasta la Teatrul Luceafărul din Chișinău. V-aș ruga să ne spuneți, în calitatea dumneavoastră de data aceasta de academician, de scriitor, de iubitor al culturii românești universale, o impresie la cald după acest impresionant moment. Spectacolul cărții, spectacolul lumii prezentat astăzi aici, Omar Khayyam, e un spectacol deosebit, un spectacol de poezie, un spectacol de gândire, de artă, de plastică corporală, de muzică și de rostire, și toate acestea adunate împreună au făcut un moment aparte, un moment deosebit de reflexie și de regândire a valorilor fundamentale ce ne confruntă în fiecare zi, pe fiecare în parte și pe toți împreună. Și cred că este o reușită a Teatrului din Bacău. Mă bucură faptul că Institutul Cultural Român Mihai Eminescu în Republica Moldova a sprijinit acest proiect, care mai include și o dezbatere pe marginea rolului și locului literaturii române în literatura universală. Și țin să salut prezența băcăoanelor la Chișinău. Lumea teatrală românească e mereu prezentă aici. Bacău nu trebuie să fie lipsă și iată că în această săptămână în care am avut Teatrul Luceafărul din Iași, în care au fost atâta poezie la Chișinău, a venit și Omar Khayyam, unul dintre marii poeți ai literaturii universale, să încununeze această săptămână de poezie și de teatru, finis corona topus. Vă mulțumim și ne revedem mâine dimineață. Doamne ajută! Thank you.